7 persoane au fost rănite în urma unui grav accident petrecut în Sibiu. Șoferul unei mașini a pierdut controlul volanului și a intrat într-un microbuz plin cu pasageri. Traficul în zonă a fost blocat 10 de minute. Accidentul s-a produs pe strada Maramureșului din Sibiu. Un șofer în vârstă de 37 de ani a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens și a izbit violent un microbuz plin cu persoane condus din sens opus de un bărbat în vârstă de 49 de ani. La fața locului au ajuns de urgență două autospeciale SMURT și două ambulanțe. În urma impactului puternic, 7 persoane au fost rănite, iar 4 dintre ele au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Echipajele SMURT au transportat la spital un bărbat care a suferit traumatism craniocerebral și un altul cu traumatism la picior. Două femei au suferit traumatisme la cap și la picioare și au fost transportate la spital. Polițiștii au întocmit dosar penal și vor continua cercetările în acest caz.